Salut, prieteni, eu sunt Ash și bine v-am găsit la un nou episod din Jurassic World The Game. Ce faceți, mă, nebună? Ia priviți aici, ce asta vă întrebați voi? Asta e rezultatul de la turneul cu Gastonis, care a fost pentru weekendul trecut. Ferrar, mama lui Anabi, frate, că al naibii de greu turneul a fost, frate, mă așteptam să luptăm cu creaturi acvatice, deci știți ce țeapă mi-am luat. Mă așteptam să luptăm cu creaturi acvatice acolo, când acolo, ghiși ce, trebuia să luptăm cu creaturi cenozoice. Și ați văzut ce creaturi cenozoice bune am eu, un mamut de nivel 20 și un titanoboa de nivel 40. Și am ajuns în Dominator în primele două zile, m-am menținut în Dominator. Duminică și luni cât a mai fost turneu, n-am mai putut să mă mențin nici măcar în Predatorile cu ce creaturi am avut și cu ce creaturi îmi dădea să mă bat. Erau numai de alea VIP și de alea legendar buni, de nivel 4, de nivel 30 în sus doar. Na, așa mai n-aș și mai sta în Dominator, T-Rex, mai n-aș mai sta în Dominator, să-mi bat picioarele de numă oameni, ghinion așa și blestem așa și țeapă, așa n-am văzut în viața mea, zi, e cu creatura, că e ușor, nu știu, a prins doi ca prosucus, ba, merge. Sincer, să fiu și pe acul ăsta, bă, nu, aia 600 de lealtă, frate, dacă era unul de ăla de zic, cum n-ai mai ce, Legendary Evo Buster Pack, de ăla era foarte, ce e asta aici oare? Glacier și Megatherium, mă întreb oare am Megatherium astea, așa, cred că am Megatherium. Ce asta? Nu vreau să dau așa ceva. Ce naiba, bă? Hai de cam meu, câteodată, bă, chestiile astea mai nou costă numai Dinobox și dacă nu costă Dinobox, costă bani adevărați. Și, pe bune, frate, mai dă-ne și nouă șansa să mai profităm noi de chestiile astea faine, mă, oameni, așa că, da, nu vreau să mai pun eu preacuri la chestia, oricum nu pică cine știe ce chestii importante acolo, decât coin și food. Și am completat niște chestii dintre astea, mă, scoțit de dinozaur, dar, uite, am o dată asta. Și odată asta, uite, și mai trebuie, mă întrebare câte dracu mai trebuie, una, două, trei, patru, cinci, ăsta e Megatherium, patru, cinci, cred că ăsta e Megatherium, da băi Megatherium, nu l-am, holy, fiți atenți, o creatură nouă pe care T-Rex-ul nu are, o să aibă astăzi, tare, ok, ce n-avea asta, am completat o misiune, tare, bă, chestii faine se întâmplă. Bă, oameni, să bat picioare, mă uit în comentariile voastre, bă, și parcă regret că mă uit în comentariile voastre, mă, joasă cu ordă grin, veți acolo, unii mă acuză că trișez în jocuri, alții mă acuză că sunt retardat și e adevărat, și alții vreau mă joasă cu ordă game, băi, ideea că dacă aș putea mă joasă cu ordă game într-una, înțeleg că vă place jocul și e tare și chestii de-astea, vă place foarte mult și unul de preferatele voastre și probabil vă place că sunt singur român care joacă așa ceva în țara asta, care face videoclipuri așa ceva pe YouTube, că mai joacă și alții, bănuiesc că nu sunt eu singur, adică voi jucați, nu? When we consider an event, nu știu ce, parcă ce milioane așa, although we have tales dinosaurs in the park, as a kind of reproduction of the prehistoric cousins. Imagine after millions of years of secrecy, secrecy să citești aia, mă, nu știu, witness, like, nu știu ce, this is why I have to, bă, da, du-te la aici, Berry, și lasă-mă în pace, ce? Collect 1.500.000 de apterozauri, bă, ce bine că n-am colectat coins încă, dar hai să deschidem veșnicul etern, unde n-ai bai misterii pe acum, meu, frate. Bă, unde-i... A, uite-l aici. Ia ceva, deci, bă, ce dracu, a scos ăștia misterii pe acu, ești nebun. Mamă, câți Dinobox, ești nebun, 30 de Dinobox într-un singur misterii. Oi, de cap, asta a fost un pack pe cinste, măi, ce pot să spun. Mă, oameni, hai să scriem și un solid gold pack. Ce ziceți asta? Hai să scriem un solid gold pack. Că dacă nu-l deschid acum, ar pe a uit. Și ar fi foarte păcat, nu? Ia să spune că cea. Să mor tu că-i concavenatorul, să mor tu că-i concavenator. Este, mă! De când vreau dinozaurul ăsta, frate, de când s-a lansat îl vreau! E unul dintre favoriții mei, frate! Concavenatorii, ești proști! Și Henodus e pentru 20.000, dar du-te încolo, am primit un... ce asta? Da, dinozaur pe care am pus eu, hai fi... Nu cred, frate, a dat fel de 3 ori până acum și a 4 ori a fost cu noroc, apare. Uite, cam eu, bagă Rex-ul acolo! Uite, capul și de zile mele, mă, oameni, am primit un dinozaur nou! Și cam atât, și cam asta au fost toate chestiile fanii care mi s-au întâmplat pe ziua de astăzi, am primit un dinozaur nou. Ok, da, o să facem și dinozaur Megatherium, ai de cam, o să pot să fac dinozaur de nivel 40 în cele de urmă, bă. Al doilea dinozaur de nivel 40. Uite, bag acolo, hai să te fac și pe tine la evoluat, de ce nu? Încă un dinozaur de nivel 40, asta e pentru al doilea Indominus Rex, bă, oameni, pentru al doilea Indominus Rex și pentru Indoraptor, sunt pregătirile pentru Indoraptor. Bine, că ținând cu ăla, dar și-am mai pus un titanoboa și un ăsta, un mamut aici, fiindcă vreau să fac rost de... mai mult titanoboași, mai mulți mamuți, fiindcă alea sunt cele mai pe creaturi din parcul glaciar la ora actuală. Deci la ora actuală alea sunt cele mai bune creaturi acolo. Și vreau să profit de ele la maxim, frate. Vreau să profit de creaturile alea la maxim. Ia să vedem unde e naiba concavenatorul ăla blană, frate. Unde e, mă? Unde e frumosul ăla? Dă-l la T-Rex încoa. Uite-te la avea de new. Adică, meu. 3350 cu aproape 2000 atac. Băi, e foarte, foarte decent dinosaurul ăsta. Ce pot să spun? Bag acolo. Direct speed up T-Rex, dă-l încolo, așa, dă-l la mine, dă-l încolo, dă frumos ăsta încoace, mă. Oi, de capul meu. Și ce e special la dinozaurul ăsta, vă întrebați oare, de ce îmi place mie așa de mult? În primul rând, are o dimensiune diferită față de toate celelalte dinozaure. Ce?
Du-tu aleacă Spacior. Bă, scoate-l afară de acolo că dispar dinozaurii care sunt aici. Bă, tu ești nebun. A, uite, am pus aici un ofiacul, că am atins limita în parfing, am pus-o unde-i Tyra. Am pus-o pe Tyra pe aici, am pus-o un Iotaranus la hatch, că n-am avut ce face cu viața mea, uite, vezi, am pus aici un Iotaranus, ia uite. Am pus-o pe Tyra înapoi, mă. Iotaranus, unul de dinozauri mei perfecte. Ce mai tranzaurit cu pene cunoscut. Ia să vedem, unde naiba aș putea să pun, ce aș putea să dau afară din parcul ăsta. Și asta. Pyroraptorul. Sincer să fiu, poate să se ducă, du-te acasă acolo. Uai de viața mea, frate, dar nu-mi place să fac dinozaurul repozitoriu ăsta și n-am destul spațiu ca să-i țin pe... Fie să fie, frate, ură jocul ăsta. Wow, uite cum arată! Frate, detaliile astea, exact ca la The Jurassic World Fallen Kingdom. Și acum o să fiu oameni ca să zic că, te-ai exact, în Jurassic World Fallen Kingdom n-ai stat concavenator. Ba da, ba, fă, dar ăla e împăiat acolo. Adică, în Jurassic Park, că concavenatoare ar fi existat. Ăla pe care vedeți voi în film a fost, a fost toată viu și împăiat acolo. Și mulți alți dinozauri au fost împăiați ca și concavenator la. Mi se pare ciudat cum e la glezne acolo la picioare. Uite, te știu, ei, mi se pare ciudat cum stau așa cu picioarele. Așezați ce echilibrare. The concavenator is a usually solitary creature, but it's so, it is known to congregate. Iar cuvinte pe care nu pot să le pronunț, frate. Bă, multe cuvinte nu pot să pronunț. Congregate as the carcasses of larger dinosaurs. Aha, deci era un necrofag, oarecum era un fel de necrofag, așa cum s-ar presupune că și dinozaurul era un necrofag. Dar asta a dovedit că orice necrofag e și vânător la un moment dat, fiindcă, de. Ia de cum mănâncă, mai azi, dimineața dă-ți dinozaur pe un dinozaur mai micuț. Mamă, ce ochi are. Bă, zice, să fiu, nu e animația, am acceptat să fie o animație destul, să fie destul de glitchuit animația lui, ținând cont că e cât un spinozaur, dar e mai micuț decât un spinozaur, măi, mă, și e puțin mai mare decât un raptor. Deci asta dovedește că se poate, mă, oameni. De cât schimbarea asta de dimensiune îl face pe concavenator să fie special în joc. Și uite ce detalii are, frate, uite cât de bine sculptat e animalul ăsta. Oi, din capul meu, prea frumos, mă, prea mult îmi place animalul ăsta. Prea fain e, uite-l. E prea tare, așa o față de asta, așa de dinozaur plictisit, de dinozaur bătut de viață. Ok, azi, ce naiba mai e pe aici? Mâncare pentru Anamax, bagă! Aici ce mai am? Neimportant. Neimportant. Nici n-ai să vezi așa ceva. Oai de camera, ce-s cu trade-urile astea, mă, oameni? De ce n-aș putea să fac chestia asta? Și acum, hai să vedem niște custom trade-uri de alea, blanao, dă niște... Să dau niște coins? Niște coins pe... Blai, alte points, de ce nu? Bă, asta 2 milioane și asta e de... Bă, nici chiar așa, frate, 2 milioane e de... Aproape 3 milioane pe 200 de loyalty, pe nici 200 de loyalty, pe mi se pare... au dat nerf la chestiile astea, frate, s-au dat nerf la o grămadă chestii. Și în turneu, s-au dat nerf la broțile alea, cum ne ieșe. Uite, mai aici, camera cu tro... Așa e! Ouroboros 66 a fost învins, mă, oameni, da, bă, unde-i statuia aia, blana aia, noi, uite, mă. O, asta-i camera cu trofea lui T-Rex, uite ce frumos. Uai, uite-te la statuia asta. Dă-i zoom acolo, Tex, dă-i zoom acolo, să vadă lumea statuia ta frumoasă. Oh, uite cum arată statuia asta, mă, mi-a plăcut opțiunea să poți să întorci statuile, știi, să poți să le rotești. Like a boss, ia uite ce frumos. Și asta e colecția de statui al lui T-Rex. Bă, da, asta are un fel de gradient mai diferit față de celălalt, adică uite, astea sunt mai închise la culoare, așa, uite, dacă stai să compari, te vezi, și asta e mai deschis așa la culoare. Se observă ceva, cred că e mai improvizat aici. Ok. Bă, da, arată chiar decent. Ia uite, ăsta e râdul de zi, de trofea ale lui T-Rex. Ia uite ce frumos. Și aici, pe râdul ăsta, vindecă dublurile. Vezi că am o dublură. Uite, vezi, mai am o dată aici. Omega 09, l-am pus primul aici, fiindcă el a fost primul boss pe care l-am tăbăcit. Bine, gata, antena și cu chestia asta. Aia să complez, să colectez. N-am nimic de colectat aici. Și ar să fie, frate. Mă așteptam să așa ceva de calitate. Ah, ok. În fine, hai să vedem evenimente și iarăși... o grămadă de evenimente aparent. Avem și chestia asta. Asta ce n-ai? Uite, ceva ăsta cu... Oai, câte evenimente! Oai, de viața mea ce aici! Dino Stampede! Bă, am observat că au scos și Solid Gold Pack-urile acum. Nu mai câștigi niciun Solid Gold Pack de evenimente, câștigi un Silver Reward, Golden Reward și probabil o să fie și un Bronze Reward. O să fie probat și un common reward după aia, cine știe ce o să mai bage. Dumnezeu. În fine, asta câștigă, frate, creatura asta nouă, de ce nu? Oi, ce naiba e chestia, ca o Ikea? Ce dracu e chestia, frate, un pește ăla, ești nebun? Are 3000 HP, mamă, nivel 79, tu te văd aici. Fai de cap, puși de zile mele, mă, oameni. Ce naiba e legioane aia? Așa, mă, să zau ce să-i facă față și cu henodul s-a trebuit să fie suficienți, după părerea mea. După spusele lui Temu, mănâncă nasul. Bă, da,
tot aș văd acolo în comentarii numărul ăla atât de uriaș acolo de comentarii, de susținere, de câteva comentarii care adresează la mă face să mă simt eu prost, dar nu-mi pasă. Bă, dar de ce l-ați dat de mult, Odisinu? Ai un plesiozaur nou care a rămas efectiv înghețat acolo, aparent glitch-uri și iarăși glitch-uri, deci o să-mi înghețe jocul iarăși. Mai mult ca sigur o să-mi înghețe jocul iarăși. Vă garantez chestia asta că la un moment dat o să dea freeze iarăși. Numai luptele acvați se întâmplă să mai, să, nu știu, să dea crash jocul sau chestia astea. Nu știu, sunt niște bug-uri nerezolvate. Una, două, așa. Ok, bine că, bine că a pus bloc acolo. Că altfel m-ar făcut praf și aș fi regretat amarnic decizia pe care am luat-o în a pune două bloc și un reserve. Ăla e atacă, fraiere. Da, o să merge pe una, două, trei, patru. Așa, să sperăm că mă atacă cu trei acum. Asta e goalul meu, să mă atace cu trei. De ce nu? Hai să dăm cu una, că de ce nu? Să fim nenorociți. Da, așa a zis domnul Dan Calastius. Așa puteți să mă sfideze pe 1, 2, 3, 4, ar trebui să fii dus de aici, du-te acasă, măi. Ia 4 și du-te acasă, ala-i. Anticipare perfectă din partea T-Rex-ului. Bă, da, voi vreți mult Jurassic World Game, mai să rămurim chestia asta. De ce vreți atât de mult Jurassic World Game? Și răspunsul ăsta fie: e sigur de România care face videoclipuri cu așa ceva? Și ne plac dinozauri, ne place jocul ăsta, ne place Jurassic World. Asta a fost răspunsul vostru. O, ai de viața mea. Da, așa, T-Rex calculează mișcările. Cu câte m-a atacat că n-am fost atent, că mă uitam pe perest când vorbeam. 1, 2, 3 ar trebui să moară. 4, dacă ați mai zis, megalodonul la nivel 80, să-mi bag picioarele în el, frate. Ok, spune că acum n-are vreo 8 puncte de acțiune sau 7, așa să... Nu, are 5, e bine. Ok, hai să te văd. V-am observat o chestie, când ultima creatură, ultima... Haide, că am uitat cum să glitche ochii și dinții, uite cum ies din cap, uitați... Aaaa, doamne, mă dăzgustă chestia, uitați-vă și voi la glitch-urile alea, frate. Aoleo, stai că vreau să vă zic ceva important, mi-am aminte cu... Nu mă uitați, doamne, ADN de melc folosit pentru Megalodon. Urmează un update mare în octombrie, mă, oameni, un update, nu un update mare, dar am auzit că luna asta, octombrie, o să fie plină de update-uri în Jurassic World The Game și o să fie destul de tare, frate, că o să avem, nu știu, și că urmează să apară creaturi noi, cenozoice și glaciare, pe care mă gândesc că o să avem ceva super hibrid noi, asta ar fi una dintre ele, și hibrid, dacă frate, și cenozoici care sunt pe drum și ei, frate, sunt chiar acolo la ușă și ciocăne, ne ciocănește în cap, ia să vezi cum o să mă ciocănească pe mine ăștia în cap acum. O să pun de tot Flocantus. Flocantus. Nativul creatur. Ai de cap. Să pun tilozaurul, n-aș vrea să-l țin pe tot de final, dar megalodonul nu e atât de puternic să țină. Doamne, Jaws. Grea decizie, mă, o să pun pe Jaws aici, dar nu cred că e cea mai bună. Nu. O să fiu ciocănit în cap aia, o să fiu ciocănit în cap, mai bine îl pun pe... Decât să pierd alea, mai bine lui ăștia Danoba și câștig toate luptele din prima, decât să stau să pierd ca fraier aici. Adică, na, nu e bine să fii fraier. No, bun, ia să vedem, din 3 lovituri ăsta trebuie să fie mortal, nu știu, n-are ce să-mi fac, o să pun un reserve direct, aia. Bă, aparent o să câștig un Megatherium, de ce nu, asta fie foarte tare. Uai, de cam cum arată pieștele ăsta, mă, ești nebun. Uai, pieștele ferăstrău, pieștele. Așa am zis odată, nu știu, eram cu un prieten la mine și ne uitam pe National Geographic sau mai știu la cine, ne uitam la Animal Planet și vorbea despre peștele ferăstrău acolo. Și eu m-am încurcat ca retardată, știi că bă? Și l-o să zic peștele ferăstrău, am zis pieștele ferăstrău. Hai de cap, dacă n-ai zis ce e ala, mă? Pieștele ferăstrău, mă, dar nu mai puteam să mai pronunț normal la un moment dar mă blocasem așa cu pieștele ferăstrău. Și acum la fel am rămas. Acum de fiecare când văd la televizor peștele ferăstrău, de direct pieștele ferăstrău, îi zic. A avut un bloc final, să fie, n-am anticipat-o pe asta. Damn it. nu e ca și cum n-aș putea să câștig lupta asta, nu? Tocmai ce am realizat că aveam nevoie de ortocantosul ăla. Cap ai, minte, ce-ți mai trebuie T-Rex? Mintea las-o, mintea poți să o iei două unde, nu? O procur de la second hand, cum... Și uite, acum s-a întâmplat minunea și jocul a înghețat și așa rămâne și trebuie să-i dau restart, băga-mi aș picioarele. Bă, ești nebun, sper că în update-urile astea din octombrie o să se repare și problemele astea tehnice cu loading screen care durează mai mult decât trebuie, creaturile alea care îngheață pe acolo pe unde nu trebuie pe ecran, aiurea mi-a sărit iar cursorul de pe ecran, fie mama lui Anabi. Frate, nu știu cine are cursorul ăsta, mi-o dă tot sare de pe ecran, sare din poziția lui în care ești, adică în zbor, acum în momentul ăsta e unde sunt blocurile și rezervele acolo cursorul și din toată asta trece pe undeva în colțul ecranului, pe la mama dracu. Așa am pățit, am închis și niște taburi, atât lucram și mă uitam la un clip ceva și am vrut să pun pauză sau ceva. Și mi-a sărit cursorul la mama dracu cu coș și am dat ala și am făcut ceva de ce, băgam și picioarele, frate. Adică nu înțeleg ce naiba are. Și că de la driver ar fi trebuit să updatez driverele, le-am updatat toate alea, totul e up to data, dar nu înțeleg de ce naiba asta, nu știu care e problema. Iar trebuie să stau vreo 15 ore să verific să văd ce naiba se întâmplă pe aici prin sistem.
Dumnezeu să te bată Windows 10, că am înțeles o problemă clasică de la Windows 10, chestia asta cu cursorul care sare. Am auzit că vor să scoată ăștia un Windows 9 acum. Și am fost ceva de aia de cam încă Windows 9, alte bug-uri noi. Să vezi acum, fericire, fericire, fericire și încântare. O să merg așa, să sperăm că Dihani... Hai de cam, eu spune că n-am făcut greșeala vieții mele. Una cu două... Spune că nu mă omoară. Na, nu cred că are cum să mă omoare. 4, dacă mă omoară jocul ăsta... Jocul ăsta e bulangiu... Bă, cum? 800 cu 800 egal 2300, 2030, logic al Jurassic World Game, n-ai avantaj dat... Oh, Dumnezei mătii! Cum, frate, cum? Explică-mi logica jocului ăstuia, cum? Oh, god damn it! No, bun, facem un felul următor, așa, scoate... așa și scoate mosasaurul de la naftalină este. Și acum să mă pregătesc să-mi iau picioare și mai mari. Ca de data asta păstez ortocantăsul. De data asta nu mai arunc ortocantăsul aiurea. Am nevoie de el ca să nimicesc bestia. Ai de cam, și am pierdut și ortocantăsul de nivel 30. Asta e penultima luptă, ești nebun. Oh god damn it. Oh god. Here comes the pain. Așa, schimbă cu ăsta. Una și cu una face două. Ai, mă întrebare să vede, să văd glitch-ul, da, Megalodon după, da, să vede, uite că încă îi se glitch-e ochii, frate, uai, teribil-i, mă, uite cum îi ies ochii din cap, ești, one shot, one kill. Auzi, tovarășe, one shot, one kill și la tine, din partea mea, haide, ca mea, ia să opresc filmarea, one shot, one kill, haide, dar nu-i bine, mă, nu-i bine ce fac eu aici, stai așa, că nu e așa. Oh, vai de mine, o să pierd lupta asta, hai să vedeți acum cum o să ajungă la 10.000 de Dinobucks în cauza la evenimentul ăsta, pentru că na. Vai de capuș de zile mele și mosasaurul ăsta sprijit, ce s-a presupune să facă în momentul ăsta? Mânce, bătaie, ce s-a presupune? L-o mor și-o din două pel? Nu l-o mor din două, dar el poate să mă omoare pe mine din două dacă... Logica acestui joc, oameni buni, priviți logica acestui joc. Aici, orice ai face, tot tu ești în dezavantaj. Și chestiile astea se lansează... Ai de viața mea, nu mai știi ceva, dă-te-n puii mei, bagă bani, bagă bani, bagă bani, așa spune Ludia. Când lansează un eveniment nou, un update nou, orice altceva nou, uite așa spune ea, cu ar trebui să punem patch notes-ul acolo, bagă bani, bagă bani, să punem melodie, să punem melodie așa, bagă bani, bagă bani, fiindcă altfel n-ai, frate, cum să... E mult prea stupid ceea ce se întâmplă în jocul ăsta. Foamea de bani, Ludia, EA. Ok, ia să vedem. Pentru că jocul ăsta e pay to win, de-aia. Ok, hai, gata, Terex, bagă și gândește. Folosește creierul supra-dezvoltat de tranzor. Asta zice creierul meu supra-dezvoltat de tranzor. Bagă bani, bagă bani. Bine, creaturile astea VIP, frate, că creaturile, doamne, e gramatica. Creaturile astea VIP, frate, sunt ieftine, sunt foarte bune. Asta e singura avantaj la creaturile astea VIP. Sunt puternice, sunt ieftine, greu de obținut. Bine, cu orice creator din joc e greu de obținut, asta ar fi partea a doua. Doamne, 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 doamne. Bă, dar eu nu fac bine ceea ce fac, trebuie să păstrez ortocantăsul, dacă așa am făcut și data trecută și mi l-a omorât și n-a ieșit cum trebuia. E bine, lasă așa. Scoate Mitchildul în față. Ala-i, tu ești Mitchildul, asta e cel mai prost Mitchild pe care puteam să-l fost vreodată, dar asta e decât o momeală. E decât momeală așa, ca să prindem un pește mai mare cu el. Haide măi. Ai, țapă, frate, bă, frate, să dea, a, nu, stai că nu poate să dea dinos, a, da, stai că nu, Terex, ai gândit-o pe asta, trebuia să pun o creatură de surface acolo ca să-l atrag pe ăla, să-l scoală la suprafață, ca să-l prind, ca un peștișor în plasă, în fine, moartă la tine, una, două, trei, trebuie să păstrez ortocantă ăsta cu prețul vieții lui, poate să se omoare și pe, poate să omoare și dacosaurul, poate să omoare și pe ăla, dar, Talon nu poate să se omoare pe amândoi. N-are tot puternicul avantaj, a tot eternul avantaj de a omori pe toți. No, bun, hai să vedem acum, gândește-o pe asta. Din două lofturi ești mort, așa că du-te acasă. Dacă aș făcut chestia asta, dacă aș fi gândit chestia asta de la început, uite, nu mai eram în situația asta ca să pierd două lupte, una după alta, ca netărău. Bine, ca treia oare cu noroc. Așa s-ar zice. 4, uite, vezi cum l-am bătut pe fraier, aia ciocaneală în cap ce-ți dau eu cu tovarășe. Calculator a fost, m-a bătut un bot, m-a bătut un calculator de două ori la rând. Cu strategiile mele imbatabile pe care vă sugerez să nu le folosiți dacă nu vreți să pierdeți 15.000 de ori. Uite, animația asta e pe lângă, sar peste T-Rex. No, bun, și acum vine ultima luptă și eu nu mai am cu ce să mai lupt, nu? Acum să vedem, ce urmează să ciocănesc eu în cap? Cine-s oponenții mei? No restrictions, aud. Ai de cam eu, un dragon și iarăși un dragon. O să am nevoie de creaturi de surface. Și eventual ceva de reef. Ok, ia să vedem.
Cea mea pare cea creatură bună de surf. Hai să te punem pe tine pe post de momeală, tu ești momeala. Așa. Henodus, fiindcă altceva mai bun nu am. Și Talon din nou, fiindcă din nou altceva mai bun nu am. Ae, life finds a way. Să vedem acum life finds a way, ce ciocaneală în capul îmi dau mie ăștia. Uai de cap, eu cum a trecut pe fața lui, aproape că a mușcat, da, băi ce e asta, băi, a trecut în ringul adversul, stai așa ce vreau să fac, pune bloc. Ai văzut cum a trecut pe fața, a vrut să-l muște, asta a fost de aia zi, descalificare, trebuie descalificat. A atentat la protosaurul meu. N-ai voie să faci așa ceva, în cașe, bro, menti. Una, două, așa, bun. Nu v-ați mai eliminat într-o viitoră, ceea ce e foarte bine. M-a atacat cu una, ceea ce e și mai bine. Fiindcă eu o să pot să fac în felul următor și o să pot să-l păcălesc pe frate să mă atace cu tot ce are, nu? Ia zic că funcționează așa strategia mea imbatabilă. Normal, da, ala e, a mers. L-am tras pe sfoară. Ok, și acum trebuie să le mai învăgăliți, mamă, câtă viață are Dihania asta. Una, două, trei. 4 mor, de-abia și 1, 2, 3, 4 și acum Talon, match-ul ăsta e mâinile tale, mâinile tale, nu are mâini, e notătoarele tale, uite, chemați cu Dragonul, 4, a dat cu 3, ok, merge așa, boss, merge, ia, e bine, ia așa, din 2 ești mort, ai un bloc, bănuiesc, una, două, chestia asta mai lumea din două lovituri, așa. O să pun 4, pentru că sigur a pus un reserve. Aia, ai văzut cum l-am prins pe fraier, ai văzut cum l-am prins? Cum mi-a mirosit mie acolo a ceva, 3333. Hai să te văd, fraier, ce faci acum? Ai, fraiere, ăre, unde duci, măi, unde duci tu? Ce ai încercat tu să faci? Ai încercat mă tragi pe mine pe sfoară, măi, o să mai deșert decât un calculator, măi. Așa spun și mă bate la matematică. Măi, te-am făcut-o pe asta, nu? O, ce Talon, ce fericit e. Și-a luat zi. Vengeance is mine! asta fiind Talon. No, bun, asta e de cât de bună e creatura asta. Bă, că am și o nevoie de asta, decât am înțeles, e legendar și e bun. De-aia m-am chinuit, 4-5, nici măcar o să Dynavax, mulțumesc foarte mult, mi-am primit resurse înapoi pentru că așa. Și Megatherium, care se presupune a fi o creatură bună. 650, bag acolo. Oi, de cam, ok. Bă, dar eu chiar aveam creatura asta, ești prost? Ok. Așa, ce mai, am mai rămas asta cu Beast of the Biome. Dar nu știu, nu-mi place bine, dar măcar cu ce mă lupt aici? Tot o să am nevoie de Titanoboas de Wally Mammoth ca să bat chestia asta, deci fac, nu, zic pas la chestia. No, bun, mă, ia să vedem unde naiba este frumuseța aia, stai așa, mă chinui așa până mâine. Cenozoice, aici, uite aici. Uite, m-am și n-am făcut aici, mă, ești nebun? Stai nou, dar stai, cum adică e nou și trebuie să-l cumpăr, what? Ce? Stai, eu n-am făcut în parc. Și ăla asta 40 de la Hedge, bună anticipare de Rex, foarte bună idee să-l pui acolo în primul incubator, de genial. Ne mai pomint. Ok, dar acum că eu n-am făcut, stai așa, cum funcționează chestia asta? Am făcut sau am fision, nu știu cum trebuie să pronunță chestia, numele ăla. Da mă, așa e, nu l-am. Bă, fie ca tine. Stai, nu asta vreau să fac, vreau să văd, mi-a deblocat o chestie, dar asta nu aici, trebuie să fi deblocat una. Nu, no, n-am, trebuie să o am, trebuie să-l am în parc, am înțeles. Uite creatura, vedeți, uite-l aici, vedeți. Deci trebuie să îl am în parc, da, am înțeles, da, m-am lămurit cu chestia asta. Ok, asta e asta, dă coinsul ăsta încoace, ce mai e pe aici, colectează. Bun, pură coinsul ăla prețios, terozaurul ăla drăguț acolo, așa. Uite cam eu asta, așa. Ia-și de la tine și de la tine. Bun, hai că am colectat și consul ce mai rămâne a colectat. Frate, sunt foarte fericit pentru concavenatorul ăsta la care trebuie să îi dăm un nume, nu? Și el trebuie să primească un nume, fiindcă e un dinozaur destul de mișto și special. Și păcat că n-am apucat să-l folosesc ca să nicio luptă, fiindcă n-am fost prea leneș. Dar frate, chestia asta îmi place rău de tot. Uite cum arată numai. Uite de viața mea, frate, arată mult prea șmecher, detaliat, e frumos, frate, așa trebuie să fie toți dinozaurii din joc. Așa trebuie să plească toți un remodel. E bine, nu să arate ca ăsta. Dar știți, să plească așa un remodel, să arate și mai detaliat, mai frumos, cum arată creatura asta și să poate dimensiuni modificate, cine poate ăsta e mare update care o să apară în decembrie sau când au zis ei că să apară un update de ăsta foarte mare. Poate cine știe, poate chiar ăsta e update-ul. Reschin la toți dinozaurii, fac să arate mai bine, mai frumoși, mai... Ai, viața mea, frate. Îmi doresc eu prea multe de la viață. Dar în fine, oameni buni, cam aici explodă timpul nostru, așa că o să închei și acest episod aici. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o.
Pe faci clopoța pe notificările aia fuiste, distribui și voi videoclipul ăsta la prieteni pe acolo, pe undeva, ca să rolăm mai mulți texani în armată, ca să începem și o dată atacul ăla blana, o să distrugem lumea. Și da, eu vă mulțumesc pentru toată atenția cu toată, tot suport oferit și noi o să ne vedem cam cei tare amitare, pa, pa!